Ce faceți? A scos CFR-ul din lupta pentru titlu aseară, după 5 sezoane de dominație. Cumva e o mică răzbunare a Craiovei pentru titlul ăla pierdut în meciul direct. Nu, no, nu, 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 nu trebuie luat așa, nu, chiar nu ne interesează poziția asta, să fim asociați cu o postură din asta că îndreptățim pe unul sau pe altul. A, nu, și n-am spus asta, că îndreptățiți pe cineva. Nu, dar noi ne... Obiectivul nostru e să-l câștigăm noi, da. Din păcate am ieșit din cursa asta. Da. Bănesc că ați văzut comentariile de după meciul de aseară cu Petrescu extrem, extrem de furios. Tot timpul sunt comentarii după meciul, în special cum a fost cel de aseară. Nu le văd, eu știu, rostul, nu sunt acoperite din punctul meu de vedere, pentru că, eu știu, fazele respective le-a interpretat arbitru și... Le-am interpretat VAR și părea clar la VAR, destul, le-a interpretat VAR și la VAR părea destul de clar că Camora îl scoate din offside pe Ivan. Însă ce tocmai de asta, tot timpul sunt la ei, știți cum i-au mai scos în evident, tot timpul aduc în trag, cum să trag liniile, că sunt îndreptățiți. Așa că nu mă mir reacțiile respective, de reacțiile respective, ceea ce eu știu, după asemenea partide mă simt și după partida la ei cu FCSB, partidele cu CFR, am o frustrare, mă simt frustrat așa, pentru că am luat 3 puncte în play-off-ul ăsta din 4 partide pe care le-am dominat, în care am fost superior adversarului și puteam să luăm mult mai multe. Măcar o puncte, dacă nu, și mai... Și am obținut doar 3, care, deși dumneavoastră ne-au scos din lupta asta pentru campionat, pentru îndeplinirea obiectivului. Se întâmplă de câțiva ani, domnul Curțu, bună dimineața la Craiova. Da, atenție, ratări ca în ultimele meciuri, mai rar la Craiova. Da, am înțeles, da. Dar știi cum e, mă uit la partida de aseară, am de ocaziile care le-am avut și n-am putut să am luat decât un punct. Și mă uit și la partida care am jucat-o cu FCSB-ul, când n-au avut nicio ocazie și au luat 3 puncte. Ce să... Asta ne e soarta, trebuie să o acceptăm. Poate că suntem de tipul ăla al Napoli, să mai așteptăm până să fac un număr de ani.